În perioada 1-7 mai, casierile AquaTim vor fi închise. Pentru achitarea facturii de apă pot fi utilizate metode alternative, cum ar fi online din contul de client pe site-ul AquaTim, prin rețele bancare sau la magazinele din rețeaua PayPoint. În această perioadă asigurăm permanența echipelor de intervenție pentru rezolvarea eventualelor avarii, iar serviciul call center dispecerat este disponibil non-stop. Clienții pot anunța lipsa apei, reci, presiunea scăzută la robinet, înfundarea canalului sau alte probleme ale rețelei lor publice de apă și canalizare. Transmit reprezentanții Aquatim.